Bună ziua! Bună ziua! Cum sunteți? Sunt sigur că bine, mai ales din asta. Bun. Sunt mai fi întârziat, că să fie și mă. Micile ironii sunt bune la locul lor. Ne așezăm? Da. Cred că așa e. Care e profilul? Ajutați-mă. Așa se. Cum se face? Trebuie să semnăm a doua semnătură, nu? Vă dau eu atunci. Domnul Tălmaci, trebuie să felicităm locuitorii Chișinăului și a capitalei pentru, cu ocazia acestui, semnării acestui memorandum, pentru că pentru ei o facem. Da. Bun. Și acum, care este procedură? Să ne adresăm opiniei publice. Prieteni, întâi de toate, vă rog să, să ne permiteți să vă mulțumim pentru faptul că ați găsit timp să participați la semnarea acestui memorandum. Este primul memorandum semnat între Ministerul Afacerilor Interne și Primăria Municipiului Chișinău, un document care pune bazele a ceea ce ne dorim să fie cooperarea loială și eficientă între instituțiile noastre spre soluționarea cât mai bine a problemelor cetățenilor capitalei în domeniul în care ambele părți au competențe legale. După cum știți, nu am fost, nu sunt adeptul unor documente de natură strict festivistă. De aceea ne-am propus niște obiective foarte clare care reies din necesitățile, din nevoile imediate ale locuitorilor capitalei. Am să trec în revistă câteva dintre ele și voi menționa menținerea ordinii publice și siguranței publice, precum și combaterea faptelor antisociale, iar în acest sens urmează să fie instituit un schimb constant de informații, astfel încât instituțiile abilitate să intervină rapid și eficient. Combaterea faptelor antisociale. Am să vă dau aici, drept exemplu, imaginile cu tineri care stau prin parcuri, consumând băuturi alcoolice, ori acestea nu contribuie deloc la impresia pe care și-o fac oamenii capitalei despre orașul nostru, dar amintiți-vă și de acel tobogan vandalizat recent și, deși o parte a presei a considerat că e cazul să ironizeze pe acest subiect, cred că pericolul pentru copii, pentru copiii care se jucau în acel spațiu era unul real și trebuie să găsim imediat soluții pentru a preveni asemenea incidente și acte antisociale. Elaborarea unui concept comun cu privire la fluidizarea traficului. Vom vedea, de exemplu, dacă sistemul de benzi reversibile pe care l-am pus în aplicare în două proiecte pilot poate fi extins și în alte, în alte locații. Bineînțeles, ne vom aplica și asupra altor modalități de fluidizare, de decongestionare a, a traficului. Elaborarea unor măsuri comune privind siguranța rutieră și a transportului rutier, cred că dumneavoastră cu toții cunoașteți, că în ultima perioadă au fost desfășurate mai multe acțiuni de control, inclusiv asupra mijloacelor de transport public, urban și interurban, menite să asigure călătoria oamenilor în condiții normale. Normale și sigure.
O altă prioritate a memorandului pe care îl semnăm astăzi sunt măsurile privind combaterea comerțului stradal ilicit. Ați văzut cu toții, sunt străzi în orașul Chișinău și chiar în centru pe care nu se poate circula anume din această cauză. Combaterea fermă a construcțiilor ilegale. Am enumerat aici doar câteva dintre prioritățile pe care le avem și în care ne-am propus o intensificare a cooperării. Personal am spus și repet acest lucru, indiferent în ce funcție mă aflu, mă voi preocupa de problemele locuitorilor municipiului Chișinău și îmi voi face datoria față de aceștia, mulțumindu-le pentru mandatul pe care mi l-au acordat anul trecut la niște alegeri invalidate de o justiție controlată de Plahotniuc. Bineînțeles, cunoaștem cum s-a produs acel lucru la solicitarea contracandidatului meu, Ivan Ceban. Justiția lui Plahotniuc a făcut ceea ce a trebuit să facă, dar asta e o altă chestiune. Ordinea publică, traficul și siguranța rutieră, comerțul ilegal, construcțiile ilegale, reprezintă, în opinia mea și a colegilor mei, niște probleme care împiedică dezvoltarea durabilă și sigură a capitalei. Evident, există și alte probleme cu care se confruntă Chișinăul. Poluarea, de exemplu, iar aici cred că știți că am dispus măsuri de control ale Inspectoratului Național de Investigații la stația de epurare, dar și la mai mulți agenți economici care aruncă deșeuri direct în râul Bâc și vă rog să urmăriți activitățile Inspectoratului Național de Investigație în colaborare cu Procuratura și veți vedea că se vor produce niște lucruri care vor schimba atitudinea celor care și-au bătut joc până nu de mult de orașul nostru. Vreau să fiu aici foarte categoric. Ministerul Afacerilor Interne va avea în această privință o politică de toleranță zero, pentru că oamenii din capitală merită să trăiască într-un oraș curat, demn de secolul 21. Revenind la acest memorandum, cred că vom veni cât se poate de curând cu un prim plan de acțiuni pe baza priorităților enumerate pentru a face din Chișinău o capitală europeană, civilizată și modernă. De altfel, m-aș bucura că acest exemplu de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Publică Locală să fie replicat și de către alte instituții. Toate instituțiile statului trebuie să coopereze între ele în mod loial. Competiția nu poate fi decât una constructivă și nu destructivă. Și invit pe această cale autoritățile din raioanele Republicii Moldova sau din orașele noastre care doresc să intensifice colaborarea cu ministerul pe care îl conduc, să vină cu propuneri în acest sens. Îndemn Bălțu, îndemn Cahulu, dar de ce nu și alte orașe și localități din țară. Vreau să vă asigur că vom manifesta de fiecare dată deschidere față de orice inițiativă venită spre binele cetățeanului, spre binele oamenilor. Asta m-a avut de spus, domnul Tomaci. Stimați reprezentanți ai mass media, de la bun început vreau să menționez că în municipiul Chișinău, după cum ați observat și dumneavoastră, sunt foarte multe probleme, cum ar fi construcții neautorizate, comerț neautorizat, probleme cu fluidizarea traficului rutier, etc. Deci, cu toate că autoritățile publice locale din municipiul Chișinău au constatatori ai contravențiilor, agenți constatatori ai contravențiilor administrative, fără susținerea reprezentanților organelor de poliție, deci, din păcate, noi în foarte multe cazuri, deci nu putem să menținem situația sub control. Din cauza aceasta, nouă ne trebuie, deci este absolut necesară să avem o cooperare cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Primăria Municipiului Chișinău permanent și-a dorit această cooperare între organele publice centrale și Primăria Municipiului Chișinău. Pentru că Municipiul Chișinău este un oraș cu foarte multe probleme și unde locuiesc aproximativ 1 milion de locuitori, deci asta e aproape jumătate din populația țării
Și doar cu eforturi comune ale autorităților publice locale și autorităților publice centrale pot fi hotărâte aceste întrebări importante. Deci noi doar numai în ultimele luni am avut probleme cu poligonul de la Țânțăreni, noi am avut probleme cu stația de epurare, noi am avut probleme cu piața centrală, noi avem probleme cu fluidizarea traficului în oraș. Deci în situația în care nu o să avem susținerea autorităților publice centrale, primăria municipiului Chișinău riscă să nu facă față tuturor nevoilor oamenilor. Deci sper că acest memorandum va fi o temelie pentru rezultate mai palpabile pentru binele tuturor cetățenilor urbii noastre. Eu vă mulțumesc, domnule Tălmaci, pentru că în ultima perioadă de timp, în baza unei cooperări loiale dintre instituțiile noastre, nevoile pe care le-ați menționat dumneavoastră și poligonul de la Țânțăreni și în ce privește fluidizarea și piața centrală, au fost luate măsuri care se văd, care se simt, locuitorii Chișinăului au reacții foarte bune legate de cele cheile reversibile, iarăși reacțiile sunt foarte bune. Eu zic că într-o cooperare loială sănătoasă putem face lucruri bune pentru orășeni, pentru locuitorii capitalei și a suburbiilor capitalei. Eu cred că chiar cu eforturi mici putem obține lucruri mari dacă ne dorim acest lucru și dacă suntem bine intenționați. Azi dimineață am stabilit și cu dumneavoastră, am avut un contact în permanență legat de ambuteiajele care s-au creat. În primele două zile a anului școlar, parcă au fost lucrurile, au mers cum au mers. Iată că în a patra zi s-au complicat. Căutăm să aflăm care sunt cauzele, motivele sau cauzele și să le înlăturăm astfel încât oamenii să poată ajunge mai repede și mai repede. Dar știți foarte bine, teza mea, totul pornește de la noi. Haideți să încercăm să schimbăm această lume schimbându-ne noi. Hai să vedem dacă nu cumva ar trebui să ne grupăm. Haideți să ne grupăm cu vecinii când ieșim din casă. Poate mai lăsăm mașinile pe acasă. Să găsim soluții, noi de noi să găsim soluții astfel încât să facem viața noastră, confortul urban, unul mai bun și mai bun. Nu știu cum a fost anunțat briefing, da? Atunci, eu am să vă mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră și domnul Tălmaci și colegilor domniei sale de la Primăria Chișinău. Știu, urmăresc care este situația de acolo. Știu că de multe ori nu aveți oameni în cadrul primăriei, dar pe cei care îi aveți, stimulați-i așa încât să facă față așteptărilor oamenilor. Și eu chiar vă mulțumesc în perioada aceasta de timp. Ați dat dovadă de implicare și împreună am reușit să obținem lucruri bune pentru oameni. Vă mulțumesc și vă dau o nouă întâlnire cât se poate de curând. Acum trebuie să mergem la o training, nu? Avem o... Da? Bine. Domnul Tasculescu, vă doar la primărie, veți candida? Nu chiar azi, că... Nu, eu cred că împreună cu domnul Tălmaci, pe baza acestui memorandum, mai avem multe lucruri de făcut. Poate chiar mâine o să ieșim într-un loc anume, poate o să vă invităm și pe dumneavoastră, iarăși pentru defluidizarea orașului, pentru decongestionarea traficului, putem face lucruri bune, nu neapărat aflându-ne în campanii electorale sau... Eu v-am spus, sunt primarul ales al Chișinăului și, indiferent unde mă voi afla, voi face lucruri bune pentru Chișinău. Dar eu cred că dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine. Jurnaliștii bine informați cunosc adevărul. V-am spus, cred că trebuie să ducem mandatul ăsta de 100 de zile până la capăt, să reușim, eu aș vrea să reușesc cât mai multe lucruri bine făcute în acest mandat pe care toată lumea îl așteaptă, toată lumea așteaptă să vadă ce s-a întâmplat în cele 100 de zile. Și după asta putem să discutăm și alte lucruri, dar preocuparea mea este mai puțin pentru personaje, pentru candidați. Preocuparea mea este pentru proiecte, pentru lucruri bine făcute și eu zic că acolo, indiferent unde te afli, trebuie să faci un lucru bun pentru oameni. Asta fac și vă îndemn pe dumneavoastră să faceți la fel. Știri bune, știri adevărate, nu fake news, nu manipulare. Dar dumneavoastră sunteți de la ProTV. Felicitări cu cea de-a 20-a aniversare
aici, în Republica Moldova. Se vehiculează că blocul acum va susține candidatul PSRM. Poftiți? În spațiu public au apărut tot felul de inepții. Tot felul de inepții. Că blocul acum ar susține candidatul PSRM. Că ministrul de, Ministerul de Interne ar trece după asta la PSRM. Este un fals. Ministerul de Interne nu va fi la PSRM. Blocul acum nu va susține un candidat al PSRM. Suntem diferiți, iar faptul că din anumite considerente am ajuns să facem o majoritate cu PSRM, nu înseamnă că vom și avea candidați comuni sau... Nu, fals. Și vă rog, vă îndemn pe dumneavoastră presa să faceți tot posibilul ca la oameni să ajungă adevărul. Nu minciunile sfruntate cu privire la trecerea lui Voicu la Ministerul de Interne, să-și facă treaba acolo, la Ministerul Apărării, să aibă grijă pe cine aduce în Republica Moldova, să nu mai facă asemenea provocări împreună cu Dodon. Sunt lucruri la care ar trebui să ne aplicăm cu toții, să nu mai permitem asemenea derapaje. Dacă vrem să fim apreciați de oameni, trebuie să facem lucruri bune în favoarea oamenilor și nu PR politic ieftin. Dar, dacă tot a fost anunțat un briefing, vă salut și vă spun tuturor o zi cât se poate de frumoasă. Domnule Anastasie, de ce bun acest memorandum în care în lege scrie că Poliția Municipală oricum e în subordinea Ministerului de Interne? Mulțumesc. Anume pentru a realiza o cooperare loială dintre instituții, era nevoie să facem memorandumuri. Și m-aș bucura dacă aceste memorandumuri ar fi extinse la toate instituțiile centrale, așa cum spunea domnul Talmaci, să există o cooperare loială între instituțiile administrației publice locale și centrale. Dacă am face acest lucru, sunt sigur că Republica Moldova se va trăi mult mai bine. Și bineînțeles, memorandumuri, acorduri, trebuie implementate, nu doar semnate. Și asta se va întâmpla. Vă mulțumesc foarte mult. Până la urmă, veți ceda cutoriul de ministrul interne în favoarea ministrului Voicu?